Se mai poate trăi astăzi din sus? Da? Da. Și am vrea câteva minute să vedem și o soluție la tot ceea ce v-am spus până acum, pentru că până acum am spus care sunt pericole care ne pasă, dar vrea să vedem, poate biserica să rămână totdeauna pe verticală, ce zice dumneavoastră. Tot acest gen McDonald zicea la un moment dat, zice, este o auto-înșelare să crezi că există o credincioșie adevărată fără roade vizibile. Adică, spunea el, zice, atenție, mi-a plăcut foarte mult, zice, un pom care este neroditor nu este cu un pas înainte decât unul care face roadele. Un creștin care este neroditor nu este cu un pas înainte decât un om rău. Ați înțeles? N-are cum să spună da, dar e pentru că noi suntem chemați ca să avansăm, că cine nu rodește, da, cine nu aduce rod, ne știm fi de aceea cu smochinul și nu mai vorbim acum. Adică bisericile noastre astăzi ne vedem că nu mai rodesc și de aceea se închid. Și nu sunt cu nimic mai bune dacă ele nu rodesc și nu vine nimeni decât dacă n-ar fi deloc. Pentru că impactul care ar fi? Și acum ce vreau să vă spun? Bisericile din Uniunea Europeană astăzi nu mor că mor bisericile. Știți de ce mor bisericile? Pentru că a murit vocea lui Dumnezeu în biserici. Și noi vrem ca vocea lui să fie auzită. Noi am auzit astăzi despre Deborah, că v-am citit. Și femeia aceasta a fost trâmbița lui Jehova. Ea a fost scânteia care i-a prins pe ceilalți. Pentru că biserica aceasta verticală, care se ridică, biserica asta de trăiește în sus, care o dorim noi, ca să fie acum în mileniul 3, biserica aceasta trebuie să fie și o trâmbiță, o biserică ce strigă, o biserică ce atenționează, dar o biserică ce se duce după oile care sunt încăpățânate, după oile care sunt pierdute, după cei care refuză, să zicem, să fie în casa lui Dumnezeu. Și biserica asta trebuie să facă. Adică biserica nu este chemată numai pentru nu știu ce servicii de închinare. Biserica trebuie să... Cine face așa, zicea la un moment dat un pastor, zice, îl dezonorează pe Hristos. Cine face niște servicii care sunt seabele, biserica trebuie să fie tot timpul atractivă. Adică, hai să vă spun, dumneavoastră știți că undeva în 1 Samuel, capitolul 4, și chiar în versetul 4, mă gândeam cum să fie de nota 4. L-a adus chivotul lui Dumnezeu pe câmp, dar asta nu a garantat că și Dumnezeu e prezent acolo. Nu este garantat că dacă noi ne strângem duminica în biserică, și Dumnezeu poate să fie în biserică. Să strângi și, hai să zicem, să strângi și catolici. Să strângi și ortodoxi, să strângi și luteranii și ce ziceți? Este schimbare? Adică să strângi și ai noștri. Și trebuie, deci garanția trebuie ca să Dumnezeu ne arată că este cu noi atunci când se vede schimbare. Atunci când oamenii din jurul nostru încep să vină, când se implică, când devin înflăcărați. Dar Dumnezeu spune așa, Dumnezeu, noi ne așteptăm ca Dumnezeu să se implice, dar Dumnezeu zice, eu mă implic, dacă te implici tu. O femeie care este săracă, da, noi ne așteptăm, Dumnezeu, implică-te în viața ei, nu? Ea spune eu, că îl întreabă pe un copil, de ce n-ai haină, mă? Păi zice, nu-ți trimite Dumnezeu haină, că ești pocăit. Îl întreabă un șmecher pe un copil de pocăit și a zis, Dumnezeu îmi trimite haine, numai că unii le țină și pânirele lor. Adică, cam asta trebuie să înțelegem de aici. Acum, hai să vă mai dau un exemplu. Ce zice dumneavoastră, slujeau și fiii lui Eli în momentul acela? Slujeau sau nu slujeau? Păi slujeau. Dar Dumnezeu era prezent acolo? Nu era prezent. Slujeau și preoții pe vremea lui Hristos și când s-a rupt perdeaua de la templu, Dumnezeu mai era prezent acolo? Vedeți? Noi trebuie să fim o biserică în care îl păstrăm pe Dumnezeu tot timpul prezent. Și mai spune tot McDonald ăsta, zice, haideți să vă spun o deosebire, zice, importantă, între faptul că, zice, Dumnezeu este pretutindeni și atenție acum ce zice, problema este că adesea lipsește din biserică. Pentru că zice că nu e Dumnezeu în biserică, se simte. Se simte la predică, la cântare, se simte la vindecare, se simte la schimbările care sunt între oameni și ar trebui să, eu spun așa, ar trebui să ne îngrozim, să facem un singur pas fără, să strigăm toți ca Moise, dacă tu nu mergi cu noi, noi nu plecăm de aici. Ar trebui să ne îngrozim, să stăm pe loc, să fim noi ca unul dintre mari gânditori din triada românilor și spune, valul este simbolul mișcării, zice, dar noi ca români ne-am statisticizat, noi ca români am rămas tot timpul încremeniți și ne-am ridicat ziduri de apărare. Și zic, ce dreptate are noi ca români?
Valul este cel care se mișcă continuu, dar noi avem gamblaua asta românii de a nu mai face să zicem nimic și atunci noi în loc ca să expansionăm, în loc să urcăm, spunea la un moment dat pe crucea unuia scrie, acest alpinit a murit urcând. Și Domnul să ne ajute să murim și noi urcând. Dar alții mor ca n-ai alu bani de la mine din sat, cu furtunul meu de la Damigean în gură. Și stăteam pat. Adică, unii nu știu ce să vă zic. Și Domnul să ne ajute ca să fim niște persoane care urcăm. Da? Care suntem verticali. Și o să mai învățăm câteva principii. Cred că mai rezistați acum. Sper să mai rezistați. Și hai să vă spun câteva principii. Da? Primul principiu ca un creștin sau ca o biserică să urce este că omul care îl cunoaște, deci trebuie să-l cunoască pe Dumnezeu din revelație proprie, din descoperire proprie. Adică omul trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu, să-l cunoască pe Dumnezeu și să-l cunoască ca un Dumnezeu viu, ca un Dumnezeu care vindecă, ca un Dumnezeu care poartă de grijă, cum a fost cu prepelițe, ca un Dumnezeu care trece prin pericole, cum a fost trecerea prin Marea Roșie, de v-am spus mai devreme. Și la lucrul acesta, ca un Dumnezeu care poate să exorcizeze, să scoată demoni. Într-o seară la o evanghelizare am fost cu Marian Mocanu și la sfârșit când am plecat toți acasă, deci chiar a fost o seară deosebită, o fetiță de clasa 6-a urla pe scări, Doamne, și ce făcea? Și a venit la mine și când mi-am pus mâinile peste ea să mă rog, Dumnezeu mi-a arătat o vedenie cu vrăjitoare. Și m-am oprit și am întrebat pe mama ei, dumneavoastră aveți probleme cu vrăjitoria? Că eu aici văd o vrăjitoare. Și ea săraca s-a gândit la nu știu ce, m-am rugat 90 de minute pentru fata aia. N-am mai avut nici lacrimi, nici scuipa, nimic, n-am mai, deci m-am obosit. Și de două ore a dormit în 90 de minute și a luat-o părinții în brațe, s-a dus acasă. Și pe drum, de acolo de unde am fost până aproape la Brașov, m-am rugat și am plâns și am spus, Doamne, eu nu m-am gândit niciodată că am de-a face cu oameni care sunt demonizați, că până la urmă fetița aia avea o problemă de demonizare și avea un medium cu nu știu ce ca din filme, că vorbea cu o vrăjitoare care venea noaptea la ea și nu știu ce chestii de-astea. Și vedeți dumneavoastră, m-am gândit atunci, păi de zic, puterea unde este? Ce ar fi să avem de-a face cu chestii de-a? Păi da, biserica poate să dea dosul în astfel de lucrări, dar biserica poate să zicem, să cineva să aibă o boală, să aibă cancer. Este, cred că unii ați citit deja, o fetiță de la mine, de la școală, am vorbit săptămâna asta și zice, am fost la spital și are nevoie de rinichi, se așteaptă transplant de rinichi. Și m-am rugat pentru ea acolo și de cât eu cu ea am stat și un băiat care e pocăit și am plâns și am mai spus la azi, poate Dumnezeu ca să o vindece, ce ziceți? Păi, dar ăsta e Dumnezeu. Ăsta este Dumnezeul, că noi credem într-un Dumnezeu al minunilor, că un Dumnezeu care nu face minuni, nu e Dumnezeu. Că Dumnezeu nu e ca oamenii neputincioși. Dumnezeu are totul la îndemână și Dumnezeu poate să facă orice. Și trebuie să cunoaștem Dumnezeul ăsta, noi, copiii noștri, trebuie să îl știm pe Dumnezeul acesta, să îl vedem, cum să vă spun eu, să vedem că este prezent, că Duhul Sfânt mai există, că mai botează Domnul cu Duhul Sfânt. Am fost acum de 1 septembrie la Beiuș și spune, au zis frații, zice, haideți în față la stăruință. Au fost câteva sute de oameni și au zis vreo 50 de tineri la stăruință. Când am început să ne rugăm și să strigăm, zice Vladimir, zice, unii au luat la fugă de vale, zice, că nu au înțeles unii, nu știu cine a fost aia, de ce te nebunia. Dar din toți aia de acolo, din vreo 50 de tineri care au venit în față, bine, și bătrânii au fost, 12 inși a botezat Domnul cu Duhul Sfânt în seara aia și 2 inși cu mâinile mele. Niciodată n-am trăit până anul ăsta așa ceva. De se poate și noi asta vrem. Eu când m-am pocăit, eu văd că știi după Evanghelie, da? Și încă mai am legitimație de pastor la ei, dacă mă aud ăștia pe filmarea asta, după aia. E o conferință astăzi, dar eu n-am ajuns acolo la conferința aia. Eu am venit aici, că n-am, eu nu încap acolo, dar încap aici, da? Și eu am fost și în 1996, când eram bolnav de inimă, m-am rugat și Domnul nu numai ce m-a vindecat, m-a botezat cu Duhul Sfânt. Dar oamenii ăștia nu m-au înțeles. Și atunci, din momentul în care Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt, eu n-am înțeles ce vrea Dumnezeu cu mine, am început să predic din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult și am predicat din Subcarpații Pulburii până la Oceanul Pacific. Adică l-am cunoscut pe Dumnezeu la o altă dimensiune și acum eu îl văd pe Dumnezeu cum aș fi urcat, să zic, la etajul 7 și unii care sunt pe la 4, eu degeaba le explic de la etajul 7 cum e Dumnezeu, că ei nu poate să mă înțeleagă. Dar Domnul să ne ajute să avem descoperirea aceasta cu El. Unde ni se relevă Dumnezeu? Stau de vorbă cu unii și spun, în biserică ni se relevă Dumnezeu. Păi au și musulmanii moschei și Dumnezeu se descoperă? Au budiștii temple, Dumnezeu se descoperă?
Alții vin și spun, da, la rugăciune ni se descoperă diferențele de Dumnezeu. La rugăciune, eu nu zic că nu se descoperă Dumnezeu și biserică și la rugăciune, da? Păi dar nu se roagă și, cine se vădicem? Și musulmanii de 5 ori pe zi și noi nici măcar o dată. Nici când ne culcăm, Doamne, unii își fac lucrurile la zi, Doamne, noapte bună. Și la masă, Doamne, îți mulțumim, amin. Că a zis, ce te rogi așa la masă, dar ce ți tu ții predici și la masă, dar ce vrei să spun două vorbe? Și acum, unde ni se descoperă Dumnezeu? Știți unde se descoperă Dumnezeu? În Biblie, fraților. Amin. Amin? Deci Dumnezeu, așa spune, la început era cuvântul, da? Și cuvântul, și noi când vom ști Biblia, că de ce ne spune Dumnezeu? Pe toate regulile despre Dumnezeu, unde le găsim? În biserică, la pentecostali sau la creștinul pe Evanghelie sau la musulmani? Toate regulile despre Dumnezeu, așa cum este, sunt numai în Biblie. Și noi când vom citi Biblia, îl vom descoperi pe Dumnezeu. Dumnezeu ni se va releva. Și Dumnezeu se descoperă și pentru asta trebuie să știm, să stăruim, să ne rugăm, să postim, să fim păienjeni. Am predicat acum despre păienjeni. Zice nevastă, mi-a zis, mă, păsca asta la noi aici la etaj, nu mai păienjeni fiecare zi. Și zice nevastă, mă, măi, dar sunt păienjeni și în casa reginei Elisabeta. Du-te la și. Păi a zis, păienjeni nu, are tupeul să nu intre undeva? Aia ce zice dumneavoastră? Sunt păienjeni la reginei Elisabeta? Păi cum să nu fie? Păienjeni și de-aia am zis să fim păienjeni, să țesem oriunde. Eu n-am curat să mă duc nu știu unde, de la șeful, de la danez, de la bătrân, dar nu, nu. Oamenii care au, sunt plini de Hristos, au și pot pătrunde oriunde. Și vine un frate la mine și, nu la mine, predică un frate într-o biserică, a zis, a, copiii mei, ce mă, voi vreți să munciți, zice, să stați toată ziua pe laptopuri, cu cămașe, cu mânecă scurtă, zice, la, în birou, n-a știut el de office-uri. Nu, trebuie să munciți cu mine în seră, trebuie să faceți, nu știu ce, să pun mâinile pe pământ, pe la castraveți. Și eu, pe urmă, mi-a fost rușine să-i zic lui acolo ca să-l înfrunt, dar după aia când am dus undeva la masă, le zic lui, ce-a zis ăsta, mă? Că copiii lui acum în 2020 să stea în seră cum stă el, păi zic atunci dacă stau numai în seră și nu sunt la cămașă cu mânecă scurtă, eu când mai pot să le vorbesc doar la Academia Română? Eu când voi intra vreodată ca să pătrund la Parlament? Eu când voi mai vorbi vreodată la vreo conferință internațională? Eu am făcut lucrurile astea și alții fac. Chiar dacă nu stăm despre Dumnezeu acolo. Că Dumnezeu știți ce spune? Trebuie să pătrundeți peste tot. Amin? Amin. Trebuie să pătrundem peste tot, fraților. Și e adevărat că uneori poate că noi nu putem să zic să pătrundem noi fizic. Adică cu cuvântul. Că, și nu putem să le predicăm. Dar trebuie ca să păstrăm adevărul acesta. Și chiar dacă ar fi să suferim noi și să nu suferă adevărul. Adică, eu cred într-un Dumnezeu care face minuni, care răspunde la rugăciuni, care trimite oameni fără să ne așteptăm. Eram în anul 2003 și vrem să construim o biserică, o biserică mai mică într-un sat unde încă mai locuiesc și acum că toți sunt primiți. Și într-o zi m-a sunat cineva, zice, vin niște englezi, vor să vorbească cu tine. Și m-am dus, m-am primit cu niște englezi, vrem să vă dăm niște bani, construim o biserică, am început să construim și la un moment dat am spus, dar de unde și până unde m-ar veni să mă căutați pe mine? Dar sunt într-o miercuri seara, în Anglia, ne-am rugat la biserică și Dumnezeu a spus, într-un sat în România, sunt niște tineri săraci și vor să construiască o biserică. Și John Trelfar avea 86 de ani și venea cu banii într-un ciorap, la gât, pe înăuntru, pe trenuri în România, ca să nu-i fure hoții, săracul le ținea aici la piept banii aia, mi-a adus peste 40.000 de lire sterline ca să construim acolo la biserică. Și am rămas uimit și am zis, bine, dar cum? Păi zice, eu am venit în Cluj, am întrebat în Cluj, se construiește vreo biserică în vreun sat, sunt tineri. Nu e nicăieri în Cluj. M-am dus în Zalău, nu în Zalău, da, acolo, în zona voastră, da? M-am dus, nu e nimeni, în satul mare, nu e nimeni, în Brașov, nu e nimeni. Și în Brașov a zis, nu știu eu pe cineva în Brașova. Și așa a ajuns la noi. Pentru că Dumnezeu, așa face când Dumnezeu are un plan sau când Dumnezeu lucrează extraordinar. Apoi, un alt lucru. Noi, zice, noi nu putem să predicăm astăzi Evanghelia pe străzi, dar știți ce putem să facem? Putem să le spunem oamenilor să trăiască. De ce v-am zis chestia asta? În România poți să treci pe stradă. Nu știu aici cât de ușor sau de greu. Nu prea ne putem duce peste tot cu megafoane să... Dar noi le putem spune oamenilor peste tot ca să trăiască frumos și să fie sfinți. Și acum dumneavoastră știți de ce evreii nu erau relevanți pe vremea lui Nehemia? Că știți că Nehemia spune, ne-a rupt barba la unii și chiar i-am bătut jos. Sper să nu se întâmple cu biserica asta. Dar știți de ce nu erau cu cei care erau în Susa și nici n-au mai venit, n-au mai vrut să vină cu Ezra înapoi?
Și oamenii aceștia li se le-a predicat, să zic, strada ce le-a oferit, dar n-a mai venit nimeni adică. De-aia a trimis pe Ezra. Mă, învață-i pe ăștia evreiești, nu mai știu să citească Biblia, mă. Adică, noi trebuie să le spunem oamenilor, uite, faceți cu tare lucru, uite ce faceți cu tare lucru. Pentru că noi, dacă nu spunem biserica, să vă spun, știți ce se întâmplă? Vine Islam. Și vine Islamul, și știți când a apărut Islam? În secolul 6, când biserica a fost foarte slabă și biserica se certa dacă se facă icoane sau nu. Și atunci a venit Mahomet și a avut o expansiune extraordinar de mare și noi ne speriem astăzi că știți ce fac? Ei cresc din ce în ce mai mult în Europa și creștinii din ce în ce mai puțin. Ești acolo la laptop să ne pui ceva. Dacă aveți răbdare, astăzi fratele Titus Corlățean mi-a trimis chestia asta. Și vreau să vedem puțin aici cum au expansionat și cum a crescut lumea asta a Islamului. Și vrem să vedem și cu biserica. Eu o să vă spun decât câteva de aici, că noi vedem asta, hai că ținem vreo două minute. Nu mai merge acum sau cam așa, altă merge. Uitați-vă, la un moment dat, catolicii, da? Pe la 1950, așa o să vă spun eu, catolicii erau vreo 400 de milioane și musulmanii erau decât în jur de 70 de milioane. Cu protestanții erau vreo 700 de mii atunci, după care încep să crească, să crească, aici sunt anii 50. Și uitați aici cu verde, vedeți, Islam, sunii ăia, cum încep să crească, crești catolicii, uite, musulmanii, deja în anii 60, ajung, să zicem, pe nu știu ce loc, 100 de milioane. În 1980 o să ne îngrozească, erau 800 de mii de catolici, 800 de milioane, iertați-mă, și musulmanii au ajuns, dintr-o dată, la vreo 500 și ceva de milioane, ăștia sunt anii 60, urcă, pe... noi la ei ne uităm, nu se văd acolo catolicii, dar catolicii, uitați-vă că se strână, că se retrage. Și ăștia cresc și uitați-vă anii 70 cum încep să crească, pentru că nasc foarte mulți copii și noi creștinii nu mai vrem să avem copii, și ăștia se mulțesc prin nașteri, nu prin convertiri. După aceea, uite, ortodoxii au început să scadă, începe să crească budiștii, hindușii. Uitați-vă, în anii 80, Islamul, și o să vedeți acum ce expansiune poate să aibă din cauza copiilor când nasc ea sute de milioane dintr-o dată. Și începe să crească biserica, unde suntem, protestanții. Uitați-vă acum Islamul și protestanții, da? Deci, în anii 80, înspre 90, ce viteză poate să treacă pe ei, cum se mulțesc și uite ce încerc merge la noi. Că noi suntem ăștia cu albastul ăsta de aici. Și uitați-vă că în anul 99, da? În 99 deja îi depășește pe hinduși și uitați-vă acum expansiunea din ce în ce mai mare. În anul 2000, Islamul ajunge la un moment dat în apropiere de catolici și îi depășește. Și uitați-vă cum se duce. Și catolicii se restrâng și o să vedem o chestie care trebuie să ne încurajeze ce se întâmplă după anul 2015 încolo. Deci ei tot cresc. Iată că la un moment dat se apropie hindușii foarte mult. Și uitați-vă aici la creștinii ăștia protestanți, care sunt ai patrulea. Nu văd acolo chiar bine. Și uitați-vă acum cât de rapid cresc și ei. Uitați-vă aici la sutele astea de 600 și ceva de milioane. Pentru că vreau să vă spun că există... Ia uitați-vă! Există o perioadă acum, în 2019, sunt 1,52 miliarde de musulmani, 1,5 miliarde de hinduși, 1,12 miliarde de catolici și aproape 700 de milioane de protestanți. Că vreau să vă spun că în 2020 Dumnezeu lucrează foarte puternic printre protestanți. Dar știți unde? În China, în Africa, în America de Sud și nu în Europa. Și Domnul să ne ajute ca să ținem steagul ăsta sus. Hai să vă mai spun ceva ca să vă fac curioși sau nu curioși. Să vă fac geloși. Un alt exemplu. Acum 60 de ani, în Coreea de Sud, numai 1% din populație era creștin evanghelic. În prezent, în Coreea de Sud, 40% din populație sunt pocăiți. Rețineți! În urmă cu 60 de ani, în Coreea de Sud, nu existau decât puțini misionari, dar nici nu existau misionari, și din punct de vedere economic, era una dintre ultimele țări ale lumii. În 2019, Coreea de Sud este în primele 12 putere ale lumii economic. Că ăia 40% dintre pocăiți n-au mai furat, au fost corecți și atunci a ridicat Coreea cât mai sus. Și dețineți, nu Texasul, nu North Carolina, care sunt cele mai creștine, să zicem, state din America, au cea mai mare biserică.
22.000 de oameni de la Casa Olarului din Texas. Cea mai mare biserică din lume e în Coreea de Sud, unde are 800.000 de membri. Coreea de Sud are 250.000 de misionari plecați în lume astăzi și România are, îi numărăm pe degete. Și ei sunt, au misionari cât aproape suntem noi toți creștini. Pentru că în Coreea de Sud a apărut explozia asta. Eu v-am arătat ce face islamul, dar v-am pus în paralelă și ceea ce poate să facă biserica. Și Domnul să ne ajute să învățăm de la el. Dar uneori ne respingem. Vine Onchen acum 40 de ani, asta o știu de la un frate Phil care a condus Institutul Emanuel de la Oradea, vine Onchen și undeva în Germania, în Austria, vine și spune niște reguli, domne, hai, începe să pună broșuri în restaurante, cu tare, face mișcări. Și nu au înțeles frații pe Onchen în Austria. De 40 de ani Biserica Baptistă în Austria, 1000 de persoane, n-am crescut. Și Martorul Jehova, sunt 150.000 de persoane în Austria. Și Martorul Jehova în România, eram în 2002, 50.000 de la 19.000 în 2001. Și noi alții ce facem? Că noi nu mai avem curaj, că noi nu mai ieșim în stradă. Domnul să ne ajute la asta. Al treilea lucru care vreau să vi spun, cum să fim relevanți. Deci să fim relevanți trebuie să ieșim din biserici. Trebuie să fim relevanți constă nu numai în cuvinte și în a ne implica în viața celor care sunt lângă noi. Și priviți pilda aceea numai cu bogatul și cu Lazar. În momentul în care ne uităm că trăia săracul, a trăit și bogatul. În momentul în care Lazar a plecat, n-a mai rămas nici bogatul. Că a spus eu, de-aia te-am pus aici, pentru că în Efeseni, unde scrie acolo în capitolul 4, cine furase nu mai fure și cu mâinile lui să muncească, dar la ceva bun și să dea și celor de lângă ei. Că asta este datoria noastră și a creștinului, ca să-i ajutăm și pe cei de lângă noi. Și tocmai asta vrea Uniunea Europeană, ca noi să fim între pereți, să cântăm imnuri, să fim înăuntru, să nu mai ieșim în stradă. Și teologia este publică. Teologia trebuie ieșită în stradă, nu cu predici, și cu borcane de mâncare, cu sandwich-uri, să ne ducem pe la oamenii sărași. Pe așa expansionează biserica. Îi spuneam aseară lui fratele Sever, în Valencia, un prieten de-al meu, se ducea cu sandwich-uri prin parcuri, pe unde erau negri, pe unde erau luzeri, pe unde erau boschetari, și le dădea sandwich-uri și le vorbea de Hristos. Și alții fac lucrul ăsta și nu numai acolo. Biserica trebuie să fie în închisori prezentă, trebuie să fie în spitale prezentă, trebuie să fie unde sunt bătrâni, trebuie biserica să fie prezentă întotdeauna să-i ajute pe ceilalți, pentru că asta trebuie să facă. Oriunde suntem noi prezenți, trebuie să fie prezent și Hristos. Eu în 2009, când m-am trebuit să merg la o conferință să vorbesc tineri și sexualitatea, în anii ăia era extraordinar de greu să vorbești asta, că bătrânii stăteau cu cureaua la ușă, da? Și când m-am dus, eu m-am așezat după ce m-am pregătit pe genunchi. În 2009 era în ianuarie și când m-am așezat pe genunchi, Dumnezeu spune ce mi-ai promis în 1994. Că dacă merg la facultate, le vorbesc la tineri despre mine. Și spun da. Și le-ai vorbit? Da, zic, le-am vorbit. Și știi ce spune Dumnezeu? Și s-a pocăit vreunul. Și eu am înghețat și din 2009, din ianuarie până în 2019, am predicat la școală mai mult decât în biserici. Am început să se pocăiască tinerii, pentru că Dumnezeu mi-a spus pe mine, nu mă interesează să știe copiii ăștia toți munții din China. Să știe ăștia unde ia Bucumo, Samiacu și nu știu ce chestie să le spui lor despre nu știu ce industrie. Ei trebuie să mă cunoască pe mine. Și oriunde suntem puși noi, trebuie să-L facem pe Dumnezeu cunoscut. Trebuie să iubim oamenii din jurul nostru, pentru că știți cum e iubire, e bumerang. Cine oferă iubire, va primi iubire. Cine oferă milă, va primi milă. Și cine oferă o pâine, ce zice Eclesiastul? Dacă arunci pâinea pe apă într-o zi, o vei primi înapoi. Sunt orfelinate, sunt spitale, sunt copii săraci, sunt biserici săraci în România, sunt oameni care putem, și nu numai în România, care putem să facem ceva pentru ei ca biserică. Spune un frate în vârstă din America, zice, eu am ieșit la pensie și când am ieșit la pensie am avut copii realizați, eu realizat, le aveam pe toate. Asta Dorel Corașu povestește că a fost la dânsul acasă și zice, știi ce am făcut acum, Dorel? Zice, acum m-am angajat șofer pe trac, pe tir, pentru că într-o zi am aflat că în România 3 copii au rămas orfani, fără nimeni. Și eu am spus, eu pot să muncesc în America ca să țin copiii în România. Asta fac creștinii. Și asta fac oamenii. Și asta trebuie ca să facem noi. Și Domnul să ne dea putere să socializăm cu cei din jurul nostru. Nu numai pe Facebook trebuie să socializăm. Să socializați cu cei care sunt mai retrași. Da? Că asta înseamnă dragostea. Că ei vin și poate că ni se pare că ei stau pe butoane și pe telefoane. Dar știți de ce stau?
Ei n-au curajul, nu se poate uneori așa deschiși. Și ei săraci stau acolo și butonează și noi când se termină biserica direct în mașini și plecăm și pe ei nu îi îmbrățișează nimeni. Eu am fost o situație când a venit o bătrână la mine, nu știu de ce s-a uitat, m-am dus și am îmbrățișat așa și a început să plângă și a spus, dacă nici astăzi nu mă îmbrățișa cineva, nu știu ce să mai cred despre biserică. Că de ani de zile vin la biserică și nimeni nu mă va lua în seamă. Că eu când am fost student, 6 luni am fost duminica la biserică și când se termina programul la biserică, stăteam ca un papagal în curtea bisericii. Nimeni nu mă saluta și nu mă băgea în seamă. Dacă nu eram să cred în Hristos, n-aș mai fi mers la biserică. Sunt oameni care vin aici cu necazuri, cu probleme. Sunt oameni care sunt în jurul nostru, trebuie să ne implicăm, fraților. Avem pentru ce să ne implicăm? Avem? Domnul să vă dea puterea aceasta și să-i băgați în seamă, mai ales pe oamenii retrași. Și vă mai spun și ne apropiem de încheiere, o să vă mai țin după partea aceea încă ceva, dar vă promit că o fi mai scurt, să trăiți în părtășie cu oamenii, că asta ce faceți acum aici nu trebuie numai o dată pe an. Adică masa aia, sau numai o dată, nu știu când, trăiți în părtășie cu oamenii, stați de vorbă cu ei. Noi nu ne convine bisericile americane, că au Starbucks acolo la intrare, mai beau cafele. Dar știți de ce? Știți de ce Biserica Harvest al lui Cristi Barbosu are Starbucks acolo? Că a spus, Cristi zice, eu nici nu beau cafea și nici eu nu beau cafea. Dar zice, știți de ce am acolo? Pentru că oamenii vin și acolo socializează. Știți de ce Vladimir Pustan la fiecare întâlnire de tineret și seara sunt lăs cu biscuiți și ceruri pe masă la cireșeare acolo în spate? Ca oamenii să nu fugă acasă și să vorbească. Și Sever să vină și să-mi spună, am o problemă cu cineva, roagă-te. Și să vină un video să-mi spună, am o problemă în familie. Am pe cineva care este bolnav, am un copil care e răzvrătit. Acolo le vorbim. Că eu nu pot să știu de problemele dumneavoastră, eu predicându-mă și dumneavoastră ascultați. Dar acolo, la cei, la aia, la părtășie, că Hristos a stat la masă și a mâncat inclusiv cu vame și cu prostituatele. Dar știți de ce a mâncat? Ca să asculte poveștile lor. Și știți de ce să asculte poveștile lor? Ca să le spună care este soluția ca să poată să iasă de acolo. Și mulțumim lui Dumnezeu că a făcut părtășia aceasta și că sunt atâtea soluții. Și vreau să vă spun al cincelea lucru și aici prima parte asta ne oprim. Să țineți minte lucrul ăsta. Unde se duc copiii, acolo se duc și părinții. Unde se duc copiii, acolo se duc și părinții. Aseară, cine e cu Olga? Să mă ajute și pe mine un pic. Aseară îmi spunea Sever, când am venit cu el pe drum, zice, eu am fost de câteva ori la biserică, frate Nicula, luteran aici, că fetițele mele împreună cu alte fetițe de la școală au făcut nu știu ce program la biserică și am fost invitați toți părinții. Și asta este Sever, cheia succesului. Pentru că noi trebuie să facem evenimente și chemăm copiii și copiii aduc și părinții. Noi prin ei, nici nu vă gândiți, prin ei. Că dacă este cineva care, taică-și nu e creștin, mama nu e creștină, sau poate olandii ăștia, danezi, ieși sau nu știu cine, și noi facem un eveniment și copiii sunt implicați, zice, tati, mami, nu vii să mă vezi și pe mine acolo. Am văzut atâtea situații și știu atâtea lucruri în care prin copii s-au întors și alții. Și de-aia trebuie pus preț pe ei, trebuie făcut, trebuie investit în ei. Trebuie să facem sărbători în biserică. Uite, e 1 decembrie, ziua României, face sărbătoare în biserică. E nu știu ce, domne, facem Paște românesc, facem colinde românești, ne întâlnim. Știu că e greu, ne deplasăm de la 100 de kilometri, dar chemam și pe alții. Am fost la Chicago în parc cu fratele lui Luigi Mitoică, Biserica Betania, a făcut picnic. 1200 de oameni au fost. Și sora, soția lui fratelui Luigi, mi-a spus, Nicu, vreo 15 persoane am adus aici, care sunt din lume. Și stătea tot timpul săraca cu gogoș, ce să vă mai ofer, să vorbească cu oamenii. Și am putut să vorbim acolo despre Hristos. De eu vă zic că putem să facem multe chestii, dar vă spun copiii ăștia, planul ăsta cu copiii și hai să vă spun ceva. Eu, acum de curând, de fapt de ani de zile, de 10 ani, merg la o biserică de romi în Prahova, la Boldești, și la Fundația Lumină pentru Romi. Și anul ăsta, cu mai mulți dintre romii din România, am făcut o altă fundație, Speranță și Destin pentru Romi. Nu funcționează cum ar sper să funcționeze. Și fundația asta am făcut-o eu cu ei. Și acum am mers acolo și am văzut și de ce vreau acum să fie la nivel național. Când m-am dus acum 10 ani, niște fete construiau o biserică mică de chirpici. Și cu picioarele băieții băgau pământ cu paie și fetele alea cărau și au băgat acolo. Și au făcut o săliță, nu știu, poate pe jumătate cât e aici și ne strângeam și erau puțini. Și a constatat fratele Pichi, noi acum am deschis de o lună de zile o biserică în Ploiești, și a constatat fratele Pichi, pastorul ăsta,
merg la școală, că n-am ce să mănânce. Că copiii ăștia care morfoleau pământul și băga în pereți, se duceau la școală și spune Luiza, care astăzi este, rețineți, a făcut criminalistică și a terminat facultatea. Și spune, rămâneam ultima în clasă să caut prin bănci mâncare de la ceilalți copii. Și spune, nu merg copiii la școală, ce facem? Haideți să vedem sandwich. Și țiganii ăia sărași de acolo puțin, a spus, în fiecare zi toți copiii din sat de țigani vor veni la biserică și o să vedem cât un sandwich. Și aia făceau colecte și n-au dat bani de sandwich de pe luni, marți și miercuri, vezi și bine nu mai avea. Și au început să vină copiii și a spus, bun, dar mai vrem să facem ceva, ăștia n-au unde să se spere, ăștia n-au unde să învețe, ăștia tot loser sunt la școală. Și zice, hai, ce facem? Fetele care sunt la liceu, învățați-i pe ăștia, pe copiii mici de aici, ca să facă teme, ca să facă lecții. Și a început să scrie și a început să facă lecții cu ei. Și după primul an, niciun țigan n-a mai rămas de pe teme. Și au început să vină copiii la biserică. La biserică, după aia a zis, bun, le dăm hrană caldă. Ei luau autobuzul în fiecare dimineață cu sandwich-ul, după ce se termina școala, i-a ducea la biserică, mâncare caldă și după aia la teme. Și a stat tinerii ăștia care au făcut după aia facultăți, au venit o mulțime de oameni și au început teme. Și după aia copiii au început să-și aducă părinții la biserică. După care s-a făcut o orchestră. Am fost cu ei prin România, de nu știu câte locuri, cu rou pentru suflet. Cu... Am vrut să, chiar azi trebuia să vin cu Iosif aici, care merge cu mine de cântă. Am început să facem un moment, să punem la plan național, să se schimbe lucrurile astea peste tot. După care am făcut orchestră, după ce a făcut orchestră, am început să cânte. Și atenție ce vă spun, au cântat la Jim Cimbala, la Tabernacle în New York, ne-a cântat neam de neam de români, țiganii de acolo. Și acum sunt peste 200 de persoane, adulți în biserică, știți de ce? Că i-au adus copiii lor. Că au construit și acum construim o casă pentru ceilalți și în fiecare an, pentru o casă pentru om sărac. Că știți, a fost viziune. Asta e puterea lui Dumnezeu. Și așa schimbă. A venit într-o zi dimineața, au venit cu femeia la biserică și Nina a făcut pastorul chemare. A venit până aici în față, Nina a fugat să predice. Și a spus, vreau să mă pocăiesc, pastore. De ce? Dar ce chiar? Și a spus pe ei, a venit băiatul lui Nana Vasila, un vecin de-al ei, de 5 ani la mine. Și în timp ce plângeam, el mi-a șters lacrimile cu batic. Că copiii pot să facă lucruri astea. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată. Dumnezeu să ne ajute. De-aia trebuie să ne rugăm. Avem un Hristos care este viu și astăzi și eu cred în El. Domnul să ne dea putere. Mă gândeam acum, zic, Doamne, acum 10 ani copiii făceau chirpici. 13 dintre ei au terminat facultatea astăzi. Mă mândresc cu ei și acum am deschis o biserică nouă în Ploiești și ne-am temut. Și în prima duminică, pe 22 septembrie anul ăsta, au fost 200 de inși din prima seară la biserică. Și acum încercăm și altă, și altă. Și aș putea să vă spun, nu le-am spus ca la o laudă aici, dar nici nu vreau să vin să vă spun despre Spurgeon, despre Livingstone, că știți ce vreau să învățăm? Că Dumnezeu mai ești în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ne ridicăm în picioare și pentru că sunt motive de mulțumire, vrem să-i mulțumim Dumnezeu pentru ceea ce este. Amin? Amin. Sper că nu s-a plictis nimeni. De Dumnezeu n-ai cum să te plictisești. Doamne, venim înaintea Ta în seara aceasta. Și dacă să ne asculți de aici din Neale Marca, Doamne. Îți mulțumim că chiar dacă e o țară puțină și sunt puțini români, Tu ești prezent. Amin. Ești prezent la Doamne în Ierusalim, Doamne. Ești același Dumnezeu ca cu 2000 de ani, care ai trecut printre oameni, Doamne, și când ți-ai pus mâinile, oamenii s-au vindecat, Doamne. Și când ai spus Tu un cuvânt, Doamne, ca Tine a fost, și când ai mustrat pe cele rău și ai rupt lanțuri, Doamne, când ai strigat, Tatăl din cer, ai fost ascultat. Și același Dumnezeu și astăzi, un Dumnezeu care ții cu mână tare biserica, Doamne. Ne-ai spus în seara asta, Doamne, că biserica Ta nu poate să fie înfrântă, nu poate să fie doborâtă, nu poate să fie închisă, Doamne. Că nu există niciun plan al celui rău care să ne oprească din expansiune, din a ne ridica pe verticală, Doamne. Dar Te rugăm să rămâi cu noi. Te rugăm să ne dai putere, Te rugăm să ne dai viziune. Te rugăm să faci, Doamne, ca biserica Ta să triumfe și aici în Danemarca, Doamne. Mă rog pentru cei care conduc bisericile de aici, Doamne, umplă-i de Duhul Tău, Doamne. Mă rog pentru toți cei care sunt aici, Doamne, arată-le harul Tău, mila Ta și umplă-ne de evlavie și oriunde suntem,
Binecuvântează-i pe cei care se străduiesc să trăiască ca Tine, Doamne. Binecuvântează-i și pe cei care sunt mai împietriți, dar, Doamne, Te rugăm, vino cu ciocanul Tău și sfarmă pietrele din viața noastră. Te rugăm în seara aceasta. Doamne, pentru că Tu ai spus rugăciunile, avem tineri care sunt prin discoteci, Doamne. Avem tineri care sunt departe de Tine, Doamne, ai milă de ei. Fă ceva, că nu ne putem bucura numai singuri. Avem tineri care, cu care nu ne înțelegem. Ajută-ne să-i înțelegem. Schimbă și mintea noastră și a lor, Doamne. Avem atâtea în jurul nostru șefi, prieteni, care fumează, care înjură, care curvesc, care fac avorturi. Doamne, dă-ne curaj să le spunem și ajută-ne să le spunem cu dragoste, Doamne. Ajută-ne să trăim în părtășie cu toți, să nu desconsiderăm pe nimeni, Doamne. Și ajută-ne să ne bazăm tot timpul pe Tine și pe Biblie, Doamne. Și noi îți mulțumim, Doamne. Și pentru că biserica de aici, din Danemarca, a românilor noștri, nu e a mea, Doamne, și a Ta. Vreau să-i pun în brațele Tale și Tu să-i ridici pe stânci și Tu să-i porți pe bari de vulturi, Doamne. Și într-o zi când vei veni pe norii cerului, să nu rămână nimeni aici din cei dragi ai noștri. Nu numai din biserică, Doamne, și vrăjmașii noștri vrem să fie mântuiți. Că Tu când pocăiești vrăjmașii noștri, ne faci nouă un bine, Doamne. Și pentru că ești Dumnezeu, sărutăm mâinile Tale găurite de la Golgota, Doamne. Iartă-te.